Bună seara tuturor! Domnul să fie slăvit pentru că suntem în harul Lui. Mulțumim pentru invitația de a avea acest dialog pe tema dependenților. Din perspectivă creștină vom aborda, evident. Vreau să o prezint și pe soția mea, Tatiana, care este medic pediatru în Timișoara. Are cabinet școlar, este medicul unei școli de 2500 de elevi, de la grădiniță până la liceu inclusiv, plus cadrele didactice, administrația din școală. Deci acoperă o zonă foarte largă de vârstă și de situații și de aceea vă va vorbi și ea din experiența ei. Eu sunt pastor și profesor de teologie. Rolul meu este mai mult să mă uit din perspectiva unui teolog, a unui pastor care interacționează des cu credincioșii. Tema aceasta a dependenților este extrem de sensibilă. Oare cine este vrednic să vorbească despre aceasta? Pentru că dependențele funcționează la mai multe niveluri. Mai mult ne vom axa, sigur, pe dependențele păcătoase, rele, care dau peste cap viața noastră. Cum le recunoaștem, ce avem de făcut, da? Să le contracarăm, să le putem... anihila din punct de vedere spiritual și nu numai, chiar și medical. Bun, nu e o sarcină ușoară, nu cred că suntem cei mai vrednici să vorbim pe tema aceasta. Am încercat, cred, încă o dată sau de două ori această temă în diverse conferințe. Și noi învățăm de fiecare dată, îmbunătățim perspectiva pe care o avem. De aceea așa vom proceda și seara aceasta. Așa cum a spus și Adi, voi avea întâi o prezentare a dependenților din perspectiva spirituală și voi avea trei întrebări la care vreau să încerc să răspund. Ce sunt dependențele? 1. Sunt o alegere? Sunt demonizare? Sau sunt o boală? De aceea am pus ultima cu boala, ca soția mea să mă ajute aici mai mult și să vedem când poți vorbi despre boală, dependența ca boală. Eu mă voi axa mai mult pe primele două, să demonstrez că în primul rând, toate dependențele noastre pornesc de la o alegere personală și apoi voi deconstrui ideea aceasta foarte populară, nesusținută, cred, că spatele oricărei dependențe sunt demoni. Și aici nu va fi simplu să răspund și nici să mă urmăriți, veți vedea, că nu prea avem noi răspunsuri precise la această temă grea. Și apoi, pe a treia, va fi în mâinile soției mele. E bine așa, da? Ok. Eu aș prefera să am un stativ aici, dacă se poate, sau ca să îmi pun și Biblia. Vom sta jos din respect pentru voi, că și voi stați jos. Știați că Sfântul Augustin a fost un excepțional predicator. El când vorbea și trei ore. Și tot auditoriul, toți ascultătorii stăteau în picioare. El stătea jos, pe scaun. Eu aș vrea să introduc și asta și în bisericile noastre, dar nu cred că ar avea succes. Nu prea, dar sunt augustiniene, să zic așa.
deschid asta. Ok. Avem și Scriptura. Aici. Da. Dacă ar fi suport, ar fi și mai bine. Da. Mi-a plăcut cum a început Adi și textul din 1 Corinteni 6 cu 12. Avem și PowerPoint sau nu? Se poate, da? Mulțumesc. Pentru sală, mai ales, nu atât pentru mine, evident. Așa, așa, e foarte bine așa. Perfect. Deci, textul pe care l-a citit pastorul Adi Galiger este 1 Corinteni 6 cu 12. Un principiu repetat de Pavel mai târziu, sub altă formă, dar acolo e cheia. Foarte bun. Și anume, da, 1 Corinteni 6 cu 12, toate lucrurile îmi sunt îngăduite. Asta nu rămâne, se înclină într-o parte. Ok. Așa. Ok. Eu nu am... Pocăiți-vă, probă de microfon. Da? Oh, e mult mai bine, mulțumesc. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Deci ce spune Pavel este că tu, ca și creștin, liber în Hristos, ai multe libertăți. Îți sunt îngăduite multe să faci. Dar, totuși, există filtre pe care trebuie să ți le pui. Unu, filtrul 1. Îmi iese de folos sau nu? Iese de folos familiei mele sau bisericii mele sau nu? Dacă nu e de folos, deși îți este permis, nu trebuie să faci lucrul acela. 2. Toate lucrurile sunt permise, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Adică, acel lucru a început să dea semne de stăpânire și vom vedea noi astăzi care sunt câteva semne ale dependenței, adicției, cum se mai numește. Și completez ideile tale cu 1 Corinteni 10 cu 23, când Pavel din nou spune toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Și adaugă ceva nou. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Da? Deci, ceea ce faci tu edifică, zidește, ajută pe altul. Deci, ai cel puțin trei filtre. Când ești în zona gri, Biblia nu-ți spune că trebuie să faci asta sau nu trebuie să faci. Nu-i alb, nu-i negru. E într-o zonă gri și tu decizi ce faci în zona gri. Și Pavel te ajută și spune, pune cel puțin trei filtre. Îți folosește, te stăpânește, zidește. Eu mai adaug unul. 1 Corinteni 10 cu 31, tot cuvântul lui Pavel este, doar îl pun, adaug, să avem un patrulater aici. Pavel spune, deci fie că mâncați, fie că beți, fie că navigați pe internet, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Deci al patrulea criteriu este slăvește, îl slăvește pe Dumnezeu. Și atunci filtrele acestea te ajută să decizi în zona gri. Nu ți se impun lucruri, e decizia ta, dar nu uita că decizia ta
are consecințe. Pune aceste cel puțin 4 filtre. Folosește? Îmi folosește? Da. Mă stăpânește? Mă zidește pe mine sau pe alții? Îl slăvește pe Dumnezeu? Și apoi ia o decizie bună. Așa să ne ajute Domnul. Bun. Astăzi despre stăpânire, despre dependențe. A fi dependent înseamnă a fi legat de ceva, a fi subordonat la ceva. Un alt cuvânt potrivit este adicție. De fapt, vine din latinescul addictus, cu doi de D. Addictus, care în Roma antică se referea la robul cuiva care a devenit rob în urma unor împrumuturi repetate cu sume pe care nu le mai putea returna. Deci, practic, addictus era un rob, un sclav. Adicția, vedeți cum induce ideea repetării unor acțiuni fără a te putea controla. Și apoi să capitulezi în fața lor, să te predai lucrurilor. De obicei, acest impuls e ca un impuls irezistibil de a face un act irațional. În mod concret, înseamnă că poți deveni fizic sau psihic dependent de un anumit lucru. De cele mai multe ori, sigur, dependențele se referă la substanțe, cum ar fi alcoolul, drogurile, tutunul, medicamentele, dar există și dependențe comportamentale, în activități obsesive, cum ar fi mâncarea, pornografia, videourile, cumpărăturile, jocurile de noroc. Deci, mergem pe două direcții, dar se referă la dependențe. De ce aceste acțiuni ale noastre, activități, sunt considerate dependențe? Pentru că persoana dependentă luptă pentru a obține controlul asupra acelui comportament. Este dependență pentru că îi afectează relațiile de bază, mai ales cu alte persoane dragi de lângă tine. Este dependență pentru care consecințe foarte negative și pentru trup, pentru psihic, pentru suflet. Și este dependență pentru că, în ciuda acestor lucruri, comportamente obsesive, acea persoană nu poate să iasă din acea stare. Toate încercările omului au eșuat. Forța voinței nu mai este suficientă a lupta, nu mai sunt rezultate și atunci se intră în picaj. Și aici pot să fie pe diverse probleme, există dependențele astea, vedeți, acoperă foarte multe zone din viața noastră și partea fizică, evident, partea mentală, partea emoțională și mai ales cea spirituală. Eu am să mă refer mai mult la cea spirituală. Să știți că nici noi,
slujitorii Cuvântului Dumnezeu, care suntem, să zicem, mai responsabili, chemați cu o anumită chemare să împărtășim adevărurile spirituale, nu suntem scutiți de atacuri, de posibile dependențe. Din păcate am auzit foarte multe în viața mea de slujitori, de colegi care au ajuns în dependență de tot felul, și nu mă refer doar la pastori și preoți, poate unii știți deja. Chiar mi-am notat o poveste spusă de un preot care era catolic, care a deschis o perioadă din viața lui când era în Mexic și lua masa la un restaurant. Era pe o terasă, în aer liber, și în centrul acelui restaurant se afla o fântână din care curgea margarita, care este o băutură alcoolică. Oricine se putea servi la orice oră de acolo. Și povestea acest preot că la început a gustat. După aceea, pentru că i-a plăcut, așa era regula în restaurant, că nu plăteai al doilea pahar. All you can eat, refill. Deci puteai să-l umpli când, de câte ori doreai tu să-ți umpli paharul cu băutură alcoolică. Și povestea el cum a ajuns la un moment dat o perioadă în care mânca doar jumătate din prânz și restul și-l petrecea la fântână. Și spunea el, a ajuns practic alcoolic și spunea, și acum vă citez, cea mai importantă parte din povestea lui. Spune el, îmi imaginez că atunci când mă vor așeza în sicriu, dependența mea va fi acolo, lângă mine. Și chiar înainte de a închide capacul sicriului, dependența mea se va așeza lângă mine și îmi va spune, haide Joe, hai să mai luăm una pentru drum. Închei citatul. Aceasta a fost mărturia unui om, un slujitor al bisericii, care nu a mai avut puterea să se oprească. Cam așa arată, zic, am dat acest exemplu ca să nu dau exemplu din partea laică a bisericii. Exemple sunt multe, voi probabil unii ați avut în familie, sau poate acum unii dintre voi vă luptați cu astfel de dependențe. Foarte curios, statisticile arată că astăzi, datorită dezvoltării lumii virtuale, a hipertehnologizării vieții, a apărut și cele mai multe dependențe pe linia aceasta. De fapt, eu cred, e părerea mea, că deja se fac mai multe păcate în domeniul virtual decât în cel real. Pentru că ispitele s-au mulțit, noi nu suntem pregătiți, nu avem încă armura necesară să luptăm împotriva acestor ispite. Le-am luat ușor, tot ce a venit prin lumea virtuală, pe linia telefonului, internetului, da, televizorului și așa mai departe, am intrat în mintea noastră, în viața noastră, în sufletele noastre și ne-am trezit cu dependențe. Pe primul loc, eu credeam că este pornografia, dar pe primul loc în sondajele mondiale, prima dependență, mai ales pentru tineri și nu numai, este dependența de jocuri. Dependența de jocuri. Apoi vine pornografia, apoi vine ce mai era acolo, astea, muzica, filmele și așa mai departe. Bun, cum răspundem la
această situație de dependență din perspectivă creștină. Acum, eu voi începe cu prima variantă, care cred că este cea corectă, și anume că dependențele sunt, în primul rând, o alegere. Cum spunea un prieten de-al meu, noi suntem suma alegerilor noastre. Ce se întâmplă cu noi, unde am ajuns în viață, ce am făcut și ce n-am făcut, e pentru că am ales la un moment dat în viață. Și dacă alegi greșit, permiți unor rele să pătrundă în inima ta, în anturajul vieții tale, în familia ta, în biserică. Peste tot sunt atracții. Dumnezeu ne-a creat și cu dorinți bune. Plăcerile nu sunt toate rele. Dar modul în care le gestionăm, le administrăm, aceste impulsuri, aceste dorințe, ne duc la un destin. Un autor vechi latin, Ovidiu, spunea: nu există plăcere pură. Ea este întotdeauna însoțită de o anumită neliniște. Există o neliniște ori de câte ori noi încercăm să ne satisfacem anumite plăceri. Și e normal, asta e în noi, dar mai ales pentru un creștin trebuie să răspundă, să știe ce să facă cu aceste neliniști. Bun, Biblia, sigur, nu vorbește despre anumite dependențe în mod direct. Biblia nu menționează nicăieri dependențele de pornografie, deși anumite texte biblice sugerează, sau dependența de droguri, sau dependența de jocuri. Da. Dar ele sunt, evident, parte a vieții noastre. În Biblie găsești principii care sunt aplicabile în diverse vremuri. Da. Biblia nu este un manual, ci un ghid. Manualul îți dă detalii. Ce să faci? Da, dacă îți cumperi un telefon mobil, primești manualul care îți spune cum îl bagi în priză, cum încarci, cum îl deschizi, cum îl închizi. Ăla e un manual. Biblia nu face așa ceva cu viața ta și cu viața mea. Biblia însă este un ghid. Ghidul ce este? Îți dă direcții. Îți spune, uite, pe aici este, asta e direcția bună, și te lasă să decizi în anumite situații cu consecințe. De aceea în Biblie găsești principii și asta ne interesează pe noi. Biblia, sigur, vorbește mult despre călcarea unor legi morale, sfidarea legilor date de Creator și care sunt puse în noi. E această călcare a unor principii, legi care spuse de Dumnezeu în noi, se numește păcat. El nu este un subiect popular astăzi, ideea de păcat creează disconfort. Sunt predicatori care nu mai vorbesc împotriva păcatului, da? Ci îi spun slăbiciune sau nu știu ce, înclinație sau altceva. De aceea o biserică, da, trebuie să își verifice predicatorii și aici. Sunt ei biblici, au curajul să vorbească despre păcat și împotriva păcatului. Astăzi se spune așa, că uite de ce pleacă unii de la o biserică la alta, pentru că, zice, în biserica cu tare se vorbește despre păcat, pun presiune asupra săracilor păcătoși. Da?
Și de aceea ei trebuie să plece în altă parte să-și găsească alt predicator, altă comunitate unde să nu trăiască presiunea aceasta vinovăției. Da, vor găsi așa ceva. Și de aceea unii au popularitate și au o mulțime de like-uri și de urmăritori, da, followers, pentru că nu predică împotriva păcatului. Ori noi credem că Biblia vorbește despre păcat și noi trebuie să predicăm despre păcat și despre soluția cum rezolvi problema păcatului. De aceea noi când vorbim despre o dependență, da, de pornografie să luăm, îi spunem păcat. Dar dacă te vei duce la un consilier pe care îl și plătești, care nu e creștin, nu-ți va spune așa ceva. Ce îți va spune? Că ai un moment mai greu, treci printr-o perioadă, este normal chiar să refulezi, să îți imaginezi, că imaginația nu e greșită și așa mai departe. Vor veni cu tot felul de teorii ca să-ți convină ție. De aceea predicatorii, pastorii sau prezbiterii care confruntă oamenii și vor să-i ajute să iasă din starea de păcat, nu sunt populari. Păcatul e definit ca o boală progresivă, da? Sau fatală și soluția, la orice consilier te vei duce, soluția va fi în tine, în propriile tale puteri. Nu ți-ai dat seama până acum, dar trebuie să redescoperi în tine energiile, puterea și asta te va elibera. Și eu te ajut, sunt aici, numai să mă plătești, să nu uiți, da? La terminare, cardul frumos, că eu te voi ajuta ca tu să ieși din starea ta. Păi ai ajuns în starea de dependență pentru că n-ai putut singur. Și mai fac observația așa astăzi, cât de dificil vedeți să vorbim despre dependențe ca o alegere premeditată, da, a propriei voințe, a ta, și aceste dependențe se transformă în păcat. Vedeți că nu se mai vorbește de vinovăție, de rușine. Conceptul de vinovăție izvorește din ceea ce face cineva, nu? De aceea nu se preferă, mai ales de consilierii seculari, nu se preferă ideea de vinovăție, nu se vorbește despre ea, ci ți se vorbește despre sentimentul de rușine. De ce? Pentru că sentimentul de rușine este înrădăcinat în ceea ce este cineva. Ca și cum tu poate că ești născut defectuos. Pe când sentimentul de vinovăție pe care îl trezește o predică sau citirea Bibliei izvorește din ceea ce sau arată spre ceea ce faci tu. Faptul că încalci niște standarde morale. Vedeți? Și aici se pot verifica predicatorii biblici. Ca spune că nu e așa că te încearcă un sentiment de rușine. E prea puțin. Este un efect imediat pe care l-a avut și Adam și Eva când au călcat porunca lui Dumnezeu. Dar rușinea era doar un efect. Ceva radical s-a întâmplat în inima primilor oameni. A apărut sentimentul de vinovăție, de călcare a poruncii lui Dumnezeu. De aceea, pentru că ideea de păcat este nefuncțională pentru mulți oameni, ceva trebuie să o înlocuiască. Și de aceea, pentru mulți dintre cei de astăzi, da, conceptul de dependență îndeplinește acest rol. Se spune că păcatul e în primul rând un concept religios, iar dependența este în primul rând poate un concept psihologic și ai nevoie de terapie. N-ai nevoie de pocăință, ci de terapie. Observați deci cum
Avem două linii de interpretare, de analiză a dependenților. Cât mă privește pe mine, evident, v-ați dat seama că eu mă duc pe în primul rând pe linia spirituală. Omul trebuie să înțeleagă că dacă ai ajuns dependent de ceva, este pentru că ai făcut o alegere greșită, ai călcat o anumită poruncă, nu poți să negi lucrul acesta. Este ceea ce Pavel spunea în Romani 1 cu 18. Vă amintiți expresia lui, chiar când începe să vorbească despre starea omenirii. Spune aici, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușă adevărul în nelegiuirea lor. Asta este înăbușirea adevărului. Și apoi mai departe, inima lor, zice, fără percepere, s-a întunecat. De aceea, în Biblie veți găsi că dependența, de fapt, este echivalată cu un duh de robie, da? De la addictus, cei care sunt dependenți sunt ca niște sclavi și idolatri, foarte bine ai punctat că idolatria este apropiată de dependențe, pentru că te pui pe tine în centru. Idolatria asta înseamnă să îl înlocuiești pe Dumnezeu ca numărul unu în viața ta cu orice altceva sau altcineva. Bun, și acest duh de robie se află în spatele tuturor dependenților cu care ne confruntăm. Așa îl numește Biblia. Uitați-vă, iau un exemplu, Romani 8 cu 15. Sunt mai multe texte, dar acesta e direct. Spune aici Apostolul Pavel, Romani 8 cu 15, și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de fiere. Asta este o mare diferență. Bun, acest duh de robie orbește gândirea, te face să nu vezi consecințele, faci rău altora, îți vor crește poftele, vei pune tot felul de condiții. Am citit un mistic al bisericii, să-l numesc, un anume sfânt, numit Nikita Stithatul, așa, am descoperit o analiză a lui, să știți că undeva în jurul anului 300 a început o mișcare în rândul bisericii, mișcarea monahală, adică oameni care se retrăgeau în pustiu, trăiau singuri acolo, se luptau spiritual, ei credeau că lupta cea mai grea nu este în cetate împreună cu ceilalți, este când ești singur în pustiu. Și de aceea au elaborat tot felul de idei, scrieri, gândiri și soluții la gândurile, ispitele, gândurile rele și ispitele cu care ne luptăm. Și iată ce spune acest Nikita, Stithatul, așa, care face o diferență între păcat și patimă. Spune el, citez, nu orice patimă e și păcat cu fapta, ci altceva e păcatul cu fapta și altceva patima. Patima este ceea ce se mișcă în suflet, iar fapta păcătoasă, ceea ce se vede în trup. De pildă, iubirea de plăceri, iubirea de argint, iubirea de slavă sunt patimi cumplite ale sufletului. Iar curvia, lăcomia de avere și nedreptate sunt fapte păcătoase ale trupului. Pofta, mânia și mândria sunt patimi ale sufletului. Iar, sau puterile lui în mișcarea împotriva firii pământești. Iar prea curvia, uciderea, furtul, beția și orice altceva care se face prin trup sunt fapte păcătoase și cumplite ale trupului. Deci, ce spune el este că o patimă
este mai mult decât o îmbolnăvire a sufletului. Este o cădere în robia unei puteri vrășmașe care ne stăpânește, urmărindu-ne, sigur, moartea spirituală. La fel, un contemporan pe nume Edward Welch scria despre dependență că este tulburare de adorare, arătând că idolatria este tema centrală în consumurile noastre excesive. Și spunea el, problema nu este în afara noastră, localizată într-un magazin de băuturi alcoolice sau pe internet. Problema este în noi. Alcoolul și drogurile sunt în esență satisfăcătoare ale unor idoli mai profunzi. Problema nu este substanța idolatră, ci este falsa închinare a inimii. Foarte bine punctat. De aceea, vedeți, când vorbim de dependențe, trecem în zona idolatriei. Pentru că tu ai niște dependențe pentru că te iubești pe tine foarte mult, de aceea le faci. Și încerci să te scuzi, da? În fața tuturor, poate și înaintea lui Dumnezeu. Cum spunea cineva, orice păcat ți-l poți scuza cu Biblia în mână, dacă vrei. Îl interpretezi diferit, că așa fac unii. Își scuză tot felul de dependențe în felul acesta. Doar știm lideri puternici care jucau poker pe la, nu? Pe la, prin Texas, cum îi spune, la Las Vegas. Dar n-avea nicio problemă de conștiință. Cum e posibil? Nu a putut să-i convingă pe prezbiterii bisericii. Așa. Deci nu poți să te justifici, dar asta e tendința noastră, vedeți. De aceea, din perspectiva noastră, o persoană care trăiește în dependență este un om robit de păcat, trebuie să fie confruntat și ajutat să iasă din robia respectivă. Sigur nu va putea să facă. De aceea, mai târziu vom încerca să vă dăm și câteva soluții. Am fost întrebat dacă Dumnezeu este cauza, stă în spatele acestor dependențe și în general a lucrurilor rele. Păi dacă Dumnezeu e atotputernic, de ce nu intervine? De ce mă lasă pe mine să cad într-o dependență? De ce n-a intervenit? Să fim clari. Tu cauți să dai vina pe altcineva atunci. Nu-ți asumi ce ai făcut, ceea ce e necinstit. Și pe cine găsești? Dacă n-ai nevastă, n-ai soț, n-ai părinți, n-ai prieteni, rămâne Dumnezeu. Dar tu știi foarte bine că a fost alegerea ta, tot ce ai făcut. Bun, sunt etape în care ai căzut, ai alunecat, veți înțelege imediat ceva despre ele, dar trebuie să-ți asumi responsabilitatea că, cel puțin, inițiativa, la început, adică, a fost a ta. Nu poți să scapi de asta. Deci, a-L acuza pe Dumnezeu că nu intervine, că El cumva ar fi vinovat, că tu ai intrat într-o dependență, este absolut necinstit, nebiblic. Aș vrea aici să fac iarăși puțină teologie și să vă spun că în limbajul teologic, de la latin, am învățat și noi, mai ales în perioada Evului Mediu și a Reformei, ne-au rămas câteva expresii importante, care sunt și greu de tradus, dar spun ceva, încearcă să dea o soluție. De exemplu, se spune că există două cauze care ne determină spiritual viața. Una se numește causa, în limba latină, causa remota. Causa remota înseamnă cauza îndepărtată. Adică, da, Dumnezeu este cauza ultimă a tuturor
evenimentelor care se petrec în universul lui, pentru că el este atot prezent, atot știutor, nimic nu se întâmplă în lumea lui fără ca să știe el. Din această perspectivă, deci cauza remotă, el este o cauză îndepărtată, pentru că Dumnezeu menține totul în existență, viața ta în existență, încă ți-o lăsat-o, e o mare har că trăiești, da? Din cauza aceasta, că el e cauza vieții. Dar mai există o altă cauză, și latinii au spus causa propincua, cu Q, propincua, este cauza imediată. Adică uneori Dumnezeu intervine direct în lumea lui. Da, e adevărat, dar nu totdeauna o face, pentru că Dumnezeu ți-a dat ție liber arbitru, capacitatea de a voi, tu faci niște alegeri care, de care răspunzi. El este într-un fel cauza îndepărtată, pentru că Dumnezeu e suveran și știe tot ce se întâmplă în lumea lui, dar el este și cauza imediată a anumitor lucruri. De exemplu, atunci când Dumnezeu l-a înviat pe Iisus Hristos din morți, așa spune și Petru în Fapte 2, că Dumnezeu l-a înviat, Dumnezeu Tatăl l-a înviat, adică El e cauza propincua, cauza imediată. Acum, cum aplicăm această distinție? Să fie clar că în problema păcatului, Dumnezeu nu poate face păcat, nici nu pot să-L acuz pe Dumnezeu că face păcat, spune Iacov, că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni și nu poate fi ispitit. Dumnezeu nu poate fi sursă a răului, pentru că este un Dumnezeu bun, perfect, sfânt. Dar atunci cine este? Ei, aici venim cu cauza remotă, cauza îndepărtată, cauza relelor care se întâmplă în univers. Nu este Dumnezeu, ci este diavolul. Dar el este și cauza propincua, adică cauza imediată, adică sursă uneori de ispitire pentru fiecare din noi. Cum a făcut-o cazul Evei și al lui Adam, în grădina Edenului. Deci sunt de acord că, într-un anume sens, Dumnezeu îngăduie în lumea lui ca să existe răul, asta este recunoscut. Dumnezeu nu poate anihila răul, să-l distrugă, pentru că ar trebui să înceapă cu noi, cu tine, cu mine. Dumnezeu, în bunătatea Lui, îngăduie ca răul și binele să coexiste, așa cum grâul și neghina, din pilda neghinei din Matei 13, ele coexistă până la sfârșitul veacurilor, a istoriei, adică. În această lume îngăduită, în acest cadru pe care l-a creat Dumnezeu, unde noi ne exersăm voința liberă, noi facem alegeri și suntem răspunzători de aceste alegeri. Că dacă eu acum fac o alegere greșită pe șosea, fac un accident, doar nu îl voi acuza pe Dumnezeu că el e de vină, că eu n-am fost atent. Deci trebuie să ne asumăm anumite responsabilități. Dumnezeu nu poate fi acuzat de lucruri rele, ce se întâmplă în lumea aceasta. El doar este o cauză îndepărtată, da? Dumnezeu care supraveghează toate, dar în interiorul acestei așa numite voi permisive ale lui Dumnezeu, noi ne desfășurăm viața, El ne respectă pe fiecare alegerea, demnitatea noastră. Deci este neonest, necinstit să te întorci cu acuze la adresa acestui Dumnezeu suveran. Mai bine ne-am vedea starea noastră. Și mai vreau să spun ceva aici, că e greșit și pentru noi creștinii mereu să-L facem pe diavol sursa tuturor ispitirilor și păcatelor, acea cauza propincua. El e sursa imediată. N-ai prins tramvaiul diavolului de vină. N-ai trecut la examen diavolului de vină. Nu, tu n-ai învățat. Da, deci să fie clar. Adică noi avem tendința asta, imediat să aruncăm vina pe cineva. De aceea nu orice boală trebuie pusă în spinarea diavolului și nu orice dependență are ca sursă imediată pe diavolul. Tu ai decis. De aceea sloganul ăsta și vorba asta populară, că diavolul m-a pus să fac asta, este fals, este o încercare de a fugi de responsabilitate.
Bun, aceasta a fost cu alegerea. Sper că v-am convins că dependențele sunt alegerile noastre. În lumea aceasta creată de Dumnezeu, facem și alegeri greșite. Și uneori o alegere greșită, urmată de o alta greșită și de alta, duce în final la niște dependențe. Deci, prima cauză a dependenților noastre este alegerea noastră. Dar vom vedea că de la un moment dat acestea pot deveni și ceva mai rău. Bun, trec rapid peste a doua variantă. Nu ne-am n-am vorbit despre timp, dar voi sunteți o biserică matură și o biserică matură nu se uită la ceas. Dar un predicator matur se uită. Așa că încerc în 10-15 minute să trec peste a doua. Da, vedem noi, da. Uitați, a doua variantă pe care o avem cu dependențele este că dependențele ar fi cauzate de demoni. Da? Aici am multe să spun, dar voi concentra tot ce am de spus foarte scurt. Deci, este dependența datorată influențe demonice? Din nou, această perspectivă este și periculoasă și incompletă, pentru că, vedeți, dacă îi spui cuiva, auzi, tu nu ești chiar așa vinovat, că în spate acolo sunt niște demoni și eu te ajut să scap de ei. Așa sunt unii care vin cu promisiuni false din astea și de ce e convenabil pentru unii? Și de ce se duc unii să fie exorcizați? De ce? Pentru că dacă îi spui că în spate au fost niște demoni, el este o victimă. El nu mai este vinovat. Nu mai e responsabil de ceea ce face, deci, cu alte cuvinte, poate continua. Vă dați seama ce perfidă e perfidă argumentul ăsta. Bun, în consecință, noi, în primul rând, credem că există duhurile, există o lume spirituală, există influență demonică, nu negăm acest lucru, Biblia în mână. Biblia vorbește despre realitatea lumii spirituale, realitatea duhurilor rele, despre Iisus Hristos care a scos anumite duhurile din oameni sau de apostoli sau de anumiți creștini. Bun, aici există mai multe poziții. Există unii teologi în special care au respins toate aceste referințe la demoni. Ca și cum demonii nu există și este doar o invenție ca noi tot așa să ne liniștim conștiința, să dăm vina pe ceva ce nu există de fapt, pe influența demonică. Asta se numește fenomenul demitologizării Bibliei. Și este un fenomen care a început înainte de 1900, a ținut destul de mult în teologia creștină și a cam golit bisericile. Pentru că dacă tu spui că nu există demoni, înseamnă că nu există nici îngeri, înseamnă că nu există nici înviere, înseamnă că nu există niciun miracol. Deci, noi nu susținem această poziție. Alții spun că trebuie să reinterpretăm toate relatările legate de demoni. Ca și cum ideea, povestirile despre demoni erau necesare în contextul cultural de atunci și că erau folosite și de Iisus și de apostoli ca niște ilustrații ca să transmită un mesaj. De exemplu, atunci când Iisus se referă la demoni, de fapt se referă la instituția fariseică din vremea lui. Așa interpretează unii. Sau alții vorbesc despre proiecția psihologică a sinelui nostru lăuntric. Nu vă notați că n-are rost. Sunt doar încercări
de a reinterpreta ceea ce este evident în Biblie. Noi nu susținem nici această poziție, nici respingerea, nici reinterpretarea. Noi trebuie să acceptăm ceea ce scrie în Scriptură. Și noi, evanghelicii, creștini și alții, că sunt și, evident, ortodoxi, catolici, reformați și de alte denominații, care cred că Scriptura e adevărată și că găsim dovezi ale influenței demonice. Nu voi lua toate cazurile, vă dați seama că ar trebui să stăm foarte mult să le analizăm, ar fi interesant numai o conferință pe tema aceasta. Dar niște principii ar trebui să totuși să avem. Spiritele rele, deci demonii, care sunt niște puteri, niște influențe străine de om, împotriva lui Dumnezeu, împotriva lucrării lui Dumnezeu, împotriva creștinilor, vin și asupra oamenilor la diverse niveluri. De exemplu, atunci când suntem ispitiți și aici nu scapă nimeni, în anumite situații poți să spui că un gând rău, un spirit rău, l-am trăit, aproape l-am simțit, a venit și m-a ispitit. Sunt rare aceste cazuri în care poți cuantifica, poți spune obiectiv, da, a fost ceva de clar, dar nu pot demonstra. Însă, realitatea există, anumite ispitiri sunt din partea celui rău, sunt din lumea aceasta spirituală. Apoi, suntem de acord de asemenea că influențele demonice pot veni prin anumite, să le numesc, suferințe, opresiuni sau dureri, apăsări, tragedii. Pavel vorbea despre țepușul din carne, care spune era ca un sol al Satanei. Era un limbaj mai metaforic, dar face clar o aluzie la trup. Deci există cazuri rare și de atacuri demonice prin suferință trupească. Citim, de exemplu, în Noul Testament, la un moment dat, hai să vedem și textul acesta, 1 Tesaloniceni 2, 17-18, că apostolii și-au propus să viziteze o biserică din Tesalonic, da? Dar, zice el, aici, eu aștept textul, noi, fraților, spune Pavel, după ce am fost despărțiți câteva vreme de voi, cu fața, dar nu cu inima, am avut cu atât mai mult dorința să vă vedem. Astfel, odată și chiar de două ori am voit eu, Pavel, cel puțin, să venim la voi, dar ne-a împiedicat Satan. Acum, cum interpretăm asta, e foarte greu, dar e ca și cum Pavel se permite să gândim că anumite suferințe, anumite opreliști, împotriviri sunt de la cel rău. În spatele lor este cel rău. Faza cu tramvaiul? Deci, în primul rând, că nu știm la ce se referă Pavel aici, există anumite trăiri, poate, pe care le are cineva și le poate pune pe seama celui rău. E posibil ca tu să trăiești așa ceva și să zici, e mai mult decât un sentiment trecător, este o apăsare străină, demonică. Asta am clarificat. Dar există încă o variantă, influența demonică să vină, deci prin ispitire, prin apăsare și prin posesiune. E foarte rar. Dar se vorbește mult în zona spirituală despre oameni care, în mod intenționat, de exemplu, au vizitat grupuri satanice sau oculte. Da? Ocultismul poate să creeze dependență. Sunt mărturii, chiar în bisericii noastre, a celor care au fost eliberați din robia aceasta a unor duhuri demonice. Rar, dar este posibil.
Bun. Acum, vreau două, trei lucruri să clarific aici. Noul Testament nu cred că susține nicăieri ideea de posedare demonică a credincioșilor, a creștinilor. Nu cred că un creștin poate fi posedat sau stăpânit de demoni. Pentru că cine are Duhul lui Dumnezeu în el, nu poate să aibă un alt duh rău în el. De aceea sunt clar împotriva și a predicatorilor, unii foarte populari pe care îi ascultați și le dați like, care spun că noi creștini am putea fi demonizați. Eu nu cred așa ceva. Bun, argumentele împotriva sunt mai multe, selectez, să zic, două dintre ele. Nu spune Apostolul Pavel că noi suntem templul Duhului Sfânt? Păi nu poți concepe ca un duh rău să locuiască în aceeași persoană în care locuiește Duhul lui Dumnezeu. E incompatibilitate. Mai mult, nu spune Biblia că noi suntem proprietatea lui Dumnezeu, că noi aparținem Tatălui, suntem copiii lui Dumnezeu. Un duh rău, ce înseamnă? Că vine să ia în proprietate persoana respectivă. Cum poți să-ți imaginezi că un duh rău poate veni să ia în proprietate ceea ce Dumnezeu are deja, a cumpărat deja prin și cu prețul Fiului Său, Iisus Hristos, sângele Lui. Noi credem că atunci când un creștin devine creștin prin lucrarea Duhului Sfânt, el este pecetluit de Duhul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt locuiește în viețile noastre. E adevărat că un creștin nu trăiește perfect, că poate aluneca, poate să aibă scăpări, poate cădea în anumite păcate, nu contestăm lucrul acesta, dar nu vorbim despre stăpânirea unui creștin de către un duh demonic. Eu nu cred în așa ceva. Deci, încă o dată, un creștin poate fi influențat sau chiar ispitit temporar de demoni, de un duh rău. Dar nu cred că un duh rău poate să locuiască într-un creștin. Pentru că ce înseamnă că locuiește? Înseamnă că te ia în stăpânire. Păi înseamnă că Duhul lui Dumnezeu nu era acolo. Deci dacă există astfel de cazuri, încerc și varianta că s-ar putea ca omul respectiv niciodată să nu fi fost locuit de Duhul lui Dumnezeu. Da. De aceea Iisus folosește metafora cu casa. Da? Cu ocuparea unei case. De aceea a fi poate locuit temporar de un duh rău este de preferat, dar nu să vorbești despre o posedare de un duh rău a creștinului. Bun. Sunt mai multe variante aici, nu mai am timp. Și de aceea vreau să atrag atenția creștinilor că dependențele acestea ale noastre pot fi datorate acestor influențe demonice, pentru că Biblia vorbește despre duhuri înșelătoare care vor să facă, să faci voia celui rău, nu voia lui Dumnezeu. Biblia vorbește, de exemplu, prin Petru, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoare ca un leu care răcnește și caută pe cine să devoreze, pe cine să înghită. Deci Biblia atrage atenția asupra acestor capcane, posibilități ca un credincios să fie atacat temporar, să fie hărțuit, dacă vreți, de un duh rău. Bun. Dar noi credem că Duhul lui Dumnezeu, cine are Duhul lui Dumnezeu în el, nu poate să aibă și un duh demonic în el. Bun. La întrebări, dacă veți avea întrebări, pot să extind aceasta.
Și mai am încă o observație, ultima. Noul Testament, în special, susține rugăciuni de eliberare de sub influența demonică, dar nu susține ritualuri de exorcizare. Încă o dată. Noul Testament susține rugăciuni de eliberare, dar nu ritualuri de exorcizare. Acum, poate ați văzut, în Biserica Catolică există astfel de ritualuri care sunt îngăduite de conducerea Bisericii Catolice și chiar de cea ortodoxă. Noi nu avem așa ceva. Ritualuri de exorcizare. Ne putem ruga pentru cineva care e într-o situație grea, pentru că un om care este influențat de duhurile nu se poate ajuta singur. Dar ați observat ceva, că ori de câte ori Iisus Hristos a vindecat un bolnav, acești bolnavi i-au cerut lui Iisus vindecarea, dar niciun demonizat nu s-a apropiat vreodată de Iisus ca să-i ceară ajutor? Citiți Evanghelia și vă veți convinge. Au fost cazuri în care prieteni sau apropiați l-au adus pe omul respectiv la Iisus. Iisus a luat inițiativa să alunge un demon din om, dar niciodată nu i-a cerut acelei persoane posedate de demon să își exprime vreo credință. De fapt, nu i-a cerut niciodată să facă absolut nimic pentru ca demonul să fie alungat. Și asta, observația aceasta, o subliniez, este împotriva campaniilor sau slujbelor de vindecare pentru creștinii care se duc acolo ca să fie eliberați de demoni. Creștinul n-are ce căuta în astfel de locuri. Da, ne putem ruga și pentru scoaterea anumitor duhuri de erezie, de exemplu, nu știu de ce nu facem mai des lucrul acesta, dar ideea de exorcizare nu există. Și nici în practica bisericii n-a existat. Există rugăciuni de scoatere a demonilor, rugăciuni, dar nu practici. Și ori de câte ori se făceau astfel de rugăciuni, știți că se făceau în numele lui Iisus Hristos. Și puterea numelui lui Hristos lucra în aceste cazuri. Și în alte cazuri, rugăciunile pot fi însoțite, evident, de post, da? Și nu trebuie să te aștepți imediat la o eliberare, această eliberare poate dura în anumite cazuri. Și ultimul gând pe care l-am, Noul Testament nu susține că toate bolile psihice sunt rezultatul demonizării. Și când vorbește despre o anumită demonizare, Biblia o face cu moderație și sobrietate. Chiar scriitorii fac distinție între boală și demonizare și v-aș duce în mai multe părți un singur text doar, Matei 4:24. Despre Iisus Hristos se spune aici că i s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei ce sufereau de felurite boli și chinuri, pe cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănoci, și el îi vindeca. Încă o dată, lista din Matei 4:24 e foarte lungă și complexă. De ce avem aici? Avem boli, avem chinuri, adică dureri, avem îndrăciți, da? Avem lunatici, adică epileptici, da? Avem slăbănoci sau paralitici. Deci avem mai multe situații și Biblia face distinția între acestea. Când e boală, e boală și spune asta e boală. Când e demonizare, îi spune demonizare. Deci nu amestecați. Noul Testament nu face această unificare sau amestec. De aceea bolile psihice nu sunt rezultatul demonizării. Bun,
în anumite situații limită, sigur, putem vorbi despre intersecții, da, de situații, de cauze. De aceea e foarte important să faceți diagnosticarea în mod corect, pentru că orice diagnosticare greșită duce la rezultate tragice. Da? Așa ca în Ioan 9, știți, când cu orbul, când au cei din jur au zis, le-a spus lui Iisus, păi zice, de vină sunt părinții orbului, că el e orb. Și Iisus contestă și le dă răspunsul. E adevărat, e și este posibil ca anumiți demoni să imite boli mentale și să creeze simptome care să arate ca o boală mentală, ca să-și mascheze prezența. Dar acestea sunt cazuri rare și trebuie cineva specializat să vadă lucrul acesta și să diagnosticheze corect. Ce insist pe acest lucru? Pentru că uneori se amestecă lucrurile și anumite boli psihice sunt trecute în seama demonizării, ceea ce nu e cazul. Vă dau exemplu schizofrenie, da? Eu, ca păstor, am avut mai multe cazuri în biserici. Aceasta este o boală grea, care are mai multe cauze, simptome, da, diferite, da, includ tot felul de efecte. Nu pot să... oricine care are anumite simptome să-l declari demonizat. E poate o boală, respectivul trebuie să urmeze un tratament, dus la medic, să urmeze un tratament, se poate vindeca. Și am avut astfel de cazuri. De fapt, aproape toate cazurile pe care le-am avut ca păstor, care au ajuns la medicii specializați pe boala respectivă, au avut succes și s-a rezolvat. Și cu rugăciune și participarea bisericii, dar trebuie să faci această diferențiere. Nu e ușor să decupezi, să-ți dai seama când este o stăpânire demonică sau când este o boală. Dar cei care sunt implicați, care înțeleg aceste lucruri, trebuie să-și asume, să cerceteze cu grijă, să nu se pripească, când sunt semne de boală, să fie respectivii, să fie trimiși la medic, așa cum atunci când te doare, nu știu ce, reumatism, te dor articulațiile, te duci la medicul specialist. Tot așa, dacă vezi anumite boli care, sau semne, simptome de anumite boli psihice, trebuie să-l trimiți la medic. De aceea noi încurajăm această conlucrare și între lucrătorii spirituali, de exemplu, care sunt primii ce observă, dacă acesta este cazul, și colaborarea cu știința, cu medicina, pentru rezolvarea situației. Când sunt cazuri evidente de stăpânire demonică, atunci, iarăși, se recunoaște lucrul acesta, se verifică foarte, foarte atent și se lucrează diferit cu ei. Bun, deci, concluzia este că dependențele nu sunt, în primul rând, o demonizare, o stăpânire de demoni. Ei sunt o alegere, pot să se transforme în ceva mai complex și mai dificil și într-o boală. Și aici intervine soția mea, care mă scapă să vorbesc despre dependențe ca boală. Și vă rog să o ascultați pe ea acum, să vedem ce are de spus din perspectiva aceasta. Da, schimbă. Parcă eu aș ține în mână chestia asta, e ok? Dacă am vorbit despre dependență doar în și vorbim despre droguri, alcool, tutun, pornografie, nu știu dacă am avea ce căuta în sală. Nu, foarte puțini, hai să zicem, dintre cei de aici ar fi direct interesați. Nu? Noi nu suntem dependenți, nu practicăm așa ceva. Dar, ce ziceți de cumpărături, de rețele sociale, de mâncare,
de ecran, de telefonul mobil, jocuri video, jocuri de noroc, dependența de dulce, dependența de sex. Și dintr-o dată, aproape că fiecare dintre noi am putea bifa ceva din lista pe care am înșirat-o, pentru că toți facem cumpărături, toți mâncăm, toți avem gadget-uri, toți, aproape toți avem conturi pe rețelele sociale, toți suntem la risc de a face dependență de comportamentele acestea. Aș vrea să vă povestesc scurt despre ce se întâmplă în mintea noastră atunci când practicăm aceste comportamente sau consumăm substanțele astea. Ați auzit de dopamină. Dopamina este o substanță pe care o produce creierul nostru. Ea se cheamă neurotransmițător, adică are rolul să transmită informația între celulele nervoase și influențează multe aspecte importante ale vieții noastre, inclusiv memoria sau dispoziția noastră pe care o avem. Dopamina spune creierului nostru că ceea ce experimentăm, ceea ce consumăm, ceea ce facem în acel moment este plăcut și că merită să continuăm ca să obținem mai multă plăcere. Dopamina este aceea care ne va determina să ne schimbăm comportamentul ca să obținem mai multe experiențe, mai multă plăcere, drept recompensă. Pentru că dopamina face parte din sistemul de recompensare. Este unul dintre cele mai importante sisteme din creier. Sistemul de recompensare ne îndepărtează de situațiile care sau de stimuli care sunt neplăcuți sau dureroși, nu ne place durerea la nimeni, și ne îndreaptă spre situațiile, spre activitățile, spre stimuli care sunt plăcuți, cum ar fi mâncarea sau rețelele sociale sau sexul. De cele mai multe ori, dopamina este cunoscută ca hormonul fericirii, nu? Ați auzit poate de supranumele ei. Însă ceea ce face dopamina nu este să ne dea ea fericirea, ci să ne întărească acele comportamente care ne dau starea de bine, care ne-au făcut plăcere. De fiecare dată când facem o activitate care ne face plăcere sau ne gândim la ceva, gândiți-vă, vă este foarte foame și aveți în față o friptură care miroase minunat, nu? Deja creierul dumneavoastră produce dopamină pentru că anticipează cât de plăcută, cât de bună e friptura aia. Dacă este, cum e acum, foarte cald, vă este foarte sete, doar vederea unui pahar de apă aburit de rece ce e, va declanșa în mintea dumneavoastră senzația de plăcere, de anticipare a plăcerii pe care o aveți, pentru că vi se satisface o necesitate, o nevoie. Atunci când efectul, plăcerea rezultată prin acțiunea respectivă trece, vrem să repetăm acțiunea ca să simțim din nou plăcere. Deci comportamentul acela este întărit prin repetare. Repetăm și în felul ăsta mintea noastră învață că dacă facem un anumit lucru, asta ne va face plăcere. Sigur că avem nevoie de dopamină. Dumnezeu ne-a creat cu dopamină și cu mecanismele astea din noi, din creier. Să știți că există boli în care este prea multă dopamină sau prea puțină dopamină. De exemplu, stresul sau privarea de somn, lipsa de somn, obezitatea, schizofrenia, depresia, boala Parkinson, toate acestea produc dereglarea nivelului de dopamină din organism, deci produc suferință. Dopamina este importantă pentru noi ca să funcționăm bine. S-au făcut studii din ce în ce mai aprofundate care au demonstrat că dependența presupune apariția unor modificări biologice la nivelul creierului, care se reflectă în modificări comportamentale. Deci se modifică creierul, prin modificarea creierului apar modificări ale comportamentului nostru
care determină dependența până la urmă. În creierul nostru există mai multe zone care sunt implicate în apariția dependenței. Avem un centru al plăcerii. Da? Dumnezeu ne-a creat cu plăcere, Dumnezeu a pus plăcerea în noi. E păcat să simți plăcere? Nu. Plăcerea e pusă acolo să ne bucurăm de ea. În creierul nostru, în hipotalamus, undeva mai la baza creierului, este un centru al plăcerii. Apoi, tot în creier, un pic mai sus, este o zonă care este asociată cu pofta sau cu craving în engleză. Este dorința după plăcere. Da? Plăcerea este una și pofta este alta, e altceva. Și tot în creier, la suprafață, în partea din fața creierului, este cortexul prefrontal. Ăsta este esențial, este partea din creier care răspunde de activitățile superioare, care ne deosebesc pe noi de animale. Cortexul prefrontal are rol în autocontrol și în inhibiția comportamentelor nedorite. Adică cortexul prefrontal îți spune, da, pofta îți spune, ia și fă, mănâncă, acționează, dar cortexul prefrontal îți spune, stai un pic că nu-i bine, nu-i momentul, nu acum, nu acolo, nu cu asta. Da? Deci avem trei zone diferite din creier care controlează plăcerea. Ca să apară dependența, prima etapă este plăcerea. Da? Oamenii consumă, oamenii au comportamente. Pentru ce? Ca să obțină plăcere. Da? Tuturor, toți vrem să simțim plăcere. Viața ar fi sumbră fără plăcere. Administrarea repetată a unui drog, de exemplu, sau repetarea unui comportament plăcut, pornografie sau cumpărături sau utilizarea excesivă a ecranului sau un joc video sau jocuri de noroc. Deci, repetarea acestor comportamente, ce fac? Stimulează centrul plăcerii. Nu faci mereu și mereu același lucru pentru că îți place. Se stimulează centrul plăcerii din creier. Dar repetarea activității supra-solicită centrul ăsta. La un moment dat el zice, gata, de ajuns, nu mai vreau și își scade sensibilitatea, se bătucește, nu mai este la fel de sensibil, nu mai răspunde la fel de prompt cu aceeași intensitate a plăcerii ca la început. Și asta face ca persoana respectivă să crească doza de drog ca să simtă același nivel de plăcere. Acest fenomen în care plăcerea scade dacă rămâi la aceeași doză și trebuie să crești doza ca să obții același nivel de plăcere ca la început, se cheamă toleranță. Dar lipsa asta de sensibilitate a centrului plăcerii nu se referă numai la drogul respectiv sau numai la obiceiul respectiv, ci se referă și la alte tipuri de stimuli. Adică dacă persoana respectivă înainte îi plăcea să iasă în natură, îi plăcea să citească, îi plăcea să se întâlnească cu prieteni, să joace fotbal, acum nu-i mai place. Doza de drog inițială nu mai este eficientă, trebuie să o crească, dar nu-i mai place nimic din ceea ce înainte obișnuia să-i placă, pentru că centrul plăcerii este amorțit, este lipsit de sensibilitate pentru orice alt stimul și singurul stimul care îi mai face plăcere este doza crescută de drog, este comportamentul care îi face plăcere. Este singura cale prin care omul se simte bine. Asta este prima fază cu plăcerea și cu toleranța. Deci începi să crești doza, începi să petreci mai multe ore în acel comportament ca să obții plăcere. Pentru că ăsta e obiectivul, obținerea plăcerii. A doua etapă este pofta de consum. Am spus că pofta este altceva decât plăcerea. Sediul poftei, a craving-ului, este în altă parte a creierului.
Spuneam că plăcerea oferită de drog scade pentru că sensibilitatea centrului plăcerii a scăzut, s-a bătucit, îi trebuie să îi dai ceva mai tare. În schimb, pofta crește, chiar dacă plăcerea scade. El nu mai simte plăcere în ceea ce face, dar poftește, dorește tot mai mult. Ăsta crește și mai mult, datorită eliberării masive de dopamină. Deci, dopamina crescută, nivelul crescut prin repetarea comportamentului care produce plăcere, face ca până la urmă plăcerea să scadă, pentru că centrul plăcerii este suprasaturat, se blochează, dar face să crească pofta, dorința de a obține plăcerea prin acel comportament, până în punctul în care această poftă devine aproape irezistibilă. Și atunci apare robia, din care nu mai poți scăpa singur și deja intrăm în etapa de dependență. Și un alt mecanism în care dopamina are rol important, spuneam că este de învățare. Deci, dopamina învață creierul prin asociere. De exemplu, un alcoolic care obișnuia să consume alcool într-un anume birt, chiar dacă face tratament, care, chiar dacă se dezintoxică, toată viața lui va rămâne un alcoolic și de câte ori va trece prin dreptul acelui birt, creierul lui, care a asociat plăcerea obținută prin alcool cu acel loc, îi va declanșa automat dorința, pofta de a consuma din nou alcool. Din această cauză, alcoolicii sunt toată viața alcoolici. Sunt alcoolici care au renunțat să mai consume alcool, dar ei rămân alcoolici datorită acestei capacități a minții lor de a asocia pofta cu locul în care s-a întâmplat sau cu o anumită situație, cu un anumit context, cu o anumită persoană, cu un anumit gest. Un fumător înrăit, în momentul în care face gestul de a ține, chiar dacă nu are nimic în mână, acest gest îi declanșează pofta de a consuma tutun. Și a treia etapă, care adâncește dependența și îl face pe om complet rob, este dificultatea de a controla comportamentul. Deci omul care ajunge să fie dependent nu mai poate să-și controleze impulsurile. Pentru că consumul cronic al unui drog, un comportament cronic, adictiv, oricare din cele pe care le-am înșirat, poate să producă modificări la nivelul acestei zone a creierului. S-a făcut cercetări și studiile neuroimagistice au demonstrat că scade volumul creierului în zona cortexului prefrontal și scade marcat activitatea lui. Deci creierul se micșorează și își reduce activitatea, adică exact acea zonă care este responsabilă de deciziile raționale și de analizarea consecințelor. Adică cu partea asta din față luăm decizia, facem alegerea unui anumit comportament, creierul analizează și spune, ăsta sunt riscurile, astea sunt consecințele. Această parte ar trebui să inhibe comportamentele astea de recompensă, care sunt primitive, sunt determinate de creierul emoțional mai primitiv și să hotărească, ok, decizia este să nu mă angajez în acest comportament pentru că este periculos. Ei, exact această zonă care atrage atenția la pericol își reduce volumul, își reduce activitatea. Și din aceste motive, capacitatea de autocontrol și de rezistență în fața poftei, a dorinței de a consuma, a unei persoane dependente, devine din ce în ce mai slabă. Deci, practic, în această fază, dependentul este incapabil să se mai abțină, este incapabil să se mai rupă singur din lanțul dependenței. Și scurt, care sunt, cum recunoști un dependent, cum îți dai seama că ceva se întâmplă?
În primul rând este dorința asta imperioasă, pofta de a consuma, de a se angaja într-un comportament dăunător. Apoi neglijarea altor activități, deci dependentul nu mai face nimic altceva decât își urmărește pofta, pentru că plăcerea, nici măcar nu mai obține plăcere, centrul plăcerii este amorțit. Crește doza foarte mult, stă enorm de multe ore pe net, stă enorm de multe ore în pornografie, orice, mănâncă enorm de mult ca să obțină aceeași plăcere. Plăcerea nu va obține niciodată la fel ca la început, dar pofta lui va crește mereu și mereu, pentru că dopamina îl face să dorească din ce în ce mai mult, fără să ajungă niciodată la împlinirea acelei pofte, acelei plăceri. Și atunci nu mai face nimic altceva decât urmărește doar asta. Evident că apar probleme de relație cu cei din jur și poate să apară chiar agresivitate față de cineva care observă modificarea comportamentului și îl ia la întrebări. Ce-i cu tine? Lasă-mă în pace, dispar, n-am nimic, nu vreau să știu. Vezi-ți de treabă. Vorbeam de incapacitatea de a se opri, ați înțeles, pentru că apar modificări fiziologice, funcționale, structurale ale creierului care îl fac pe om să nu se mai poată opri chiar dacă vrea, indiferent de consecințe. Apar probleme de sănătate, își pierde locul de muncă, apar probleme de relație, nu mai contează, el nu se mai poate opri. Sigur că apar schimbări dramatice ale înfățișării, nici nu se mai spală, nu se mai îmbracă, nu mai doarme, nu mai mănâncă, totul este orientat în direcția acelui comportament. Și sigur, tăinuirea comportamentului ascunde, pentru că știe că nu e bine ce face, da? Știe că nu e bine ce face, dar nu mai poate să se oprească și totuși ascunde față de ceilalți. Nu mai vine la biserică, nu mai iese cu prietenii, se ascunde de soție, de părinți și în același timp refuză să dea explicații pentru ce e așa cum e starea lui. Și foarte scurt, o enumerare a etapelor terapeutice. Ce poți face cu un dependent? Ce putem face? În primul rând, un dependent trebuie să recunoască că are o problemă. Da? De aici pornim. Atâta vreme cât el zice sunt bine, nici nu ai ce să faci cu el. Nu îl poți duce cu forța. Da? El trebuie să recunoască că are o problemă. Apoi, a doua etapă este detoxificarea. Adică eliminarea substanței din organism, droguri, alcool, tutun, reducerea reacțiilor de sevraj, pentru că în momentul în care nu mai primește substanța care îi producea dopamină, apar niște fenomene și psihice și fizice extrem de neplăcute, cumplite pentru unii. Trebuie ajutat să treacă peste această fază. Se vorbește de post, de dopamină, da? Dopamina este cea care dă plăcerea, dă pofta. Ca să scapi de cercul ăsta vicios, ar trebui să tai din dopamină, pentru că este prea multă dopamină acolo. Unii psihiatrii nu prea sunt de acord cu asta, oricum se cercetează cât de eficient este acest post de dopamină. Adică oprești imediat activitatea care îți producea dependența. Și se spune că este mai ușor, de exemplu, la dependența de rețelele sociale. Trebuie întrerupt brusc, o lună, 6 luni, și pe urmă să reiei treptat utilizarea în limite moderate, normale, da? Nu ore întregi. Terapia cognitiv-comportamentală ca psihoterapie este foarte eficientă în dependențe. Sigur, consilierea, terapia familială, există programe de reabilitare pentru dependenții de substanțe. Și hai să zicem că n-am ajuns la să avem nevoie de terapie cognitiv-comportamentală sau de post de dopamină. Să știți că există și anumite alimente care produc dopamină în mod natural în corpul nostru și putem înlocui dopamina produsă de rețelele sociale sau de cumpărături sau de mâncare sau de altceva cu alimente care conțin magneziu și tirozină. Magneziul și tirozina sunt principalele substanțe care sunt implicate în producerea de dopamină la nivelul creierului. Și există alimente care sunt bogate în magneziu și tirozină.
carne de pui, ceaiul verde, ovăzul, portocalele, mazărea, semințele de susan și de dovleac, roșiile, bananele, avocado și ciocolata. Ciocolata are mult magneziu și tirozină și produce dopamină. Deci puteți înlocui... acum trebuie ținut cont. Tot ce e prea mult dăunează. Ciocolată. Ciocolată. Apoi, efortul fizic intens, exercițiul fizic intens crește producerea de dopamină în mod natural, în mod benefic. Da? Activitățile practice, grădinăritul, ieșirile în natură, cititul, muzica de calitate, lucrul manual, orice faceți cu mâinile fizic și care poate înlocui comportamentul adictiv, pot fi de folos pentru recuperarea dependenței. Mulțumesc! În primul rând, aș vrea să le mulțumim. În al doilea rând, imediat o să avem câteva momente pentru întrebări. Am să încep eu cu două aspecte. Of! Vă rog. Deci asta a fost perspectiva medicală. Mă vin eu după cu fărașul. Să vedem ce rămâne după ele. Foarte pe scurt, din perspectivă spirituală, ce este de făcut, pentru că asta n-am discutat. Rețineți, vă rog, că față de psihoterapie, care e potrivită în anumite limite, din perspectiva Bibliei și a creștinismului, oferta nu este recuperarea, ci transformarea. Noi credem în puterea Duhului lui Dumnezeu, în puterea Scripturii, da? Noi credem că un creștin își răstignește firea pământească, își înnoiește mintea și apelează la mijloacele de a ieși din ispită, din orice dependență. Pașii parțial sunt foarte buni, și noi recomandăm ca păstori și ca și consilieri spirituali să accepți întâi, să conștientizezi că ai o problemă, ai o dependență. Faptul că dependența este un păcat, de aici pornim. Dacă nu accepți acest lucru și te tot cauți alte variante de a te auto motiva, va fi greu să mergi mai departe. Deci, în primul rând, să accepți starea dependenței tale, a stării tale și spiritual. Doi, să depistezi sursa păcatului, sursa dependenței, să vezi ce te ispitește, ce a creat condițiile ca tu să cazi în anumite păcate, dependențe. Poate sunt prietenii și trebuie să îi elimini. Poate, știu eu, cum am întâlnit mai multe cazuri, sunt filmele. Unii urmăresc orice film, foarte multe filme, prea multe, care au în ele potențialul acela de a te stimula la anumite dependențe sau altceva, obiceiurile rele. Da. Deci accepți, apoi depistezi sursa problemei și o recunoști și apoi noi credem că urmează mărturisirea. Asta e a treia etapă. Când îți mărturisești problema cuiva, îți mărturisești întâi Domnului și ceri Duhului Dumnezeu să te ajute. Dacă nu reușești tu, da, să te rogi, pentru că e greu pentru un dependent să facă lucrul acesta, noi sugerăm mentorare aici. Adică să apelezi la un mentor, la un duhovnic, la cineva apropiat de tine, care te iubește, care te cunoaște, care e mai puternic spiritual decât tine, să te ajute să scapi sau să intri într-un program de curățire, de eliberare, cum vrei să-l numești. Am întâlnit și credincioși care
au cerut săptămânal să se întâlnească cu pastorul sau cu consilierul spiritual ca să scape de problema aceea. Nu așa că odată mărturisești cuiva și gata, e suficient pentru conștiința ta. Ești în starea de dependență pentru că nu poți singuri. Îți trebuie un ajutor. Menționez și eu aici că pe lângă acești oameni care pot fi lângă tine, noi avem harul, ca și creștini, să apelăm la disciplinele spirituale. Ce sunt disciplinele spirituale? Sunt mijloace ale harului Dumnezeu pe care le-a pus el la dispoziție. Deci, unu, tu ai Biblia, trebuie să citești cuvântul lui Dumnezeu. Un cuvânt, da, viu din Scriptură, poate să-ți oprească dependența aceea, să înceapă procesul recuperării, nu știu. Am auzit astfel de mărturii. Cuvântul lui Dumnezeu are putere și aici. Apoi, ce mijloc la dispoziție ai? Rugăciunea. Este rugăciunea personală, rugăciunea în grup, să cer chiar rugăciunea bisericii, să roage pentru tine. Eu am întâlnit o familie care, în care el era dependent de pornografie. Și a spus soției, soția nu l-a abandonat, a încercat să-l ajute. Și au mers o perioadă așa, cu rugăciune, cu atenție, dar din când în când el cădea în această patimă. Și de comun acord au cerut ajutorul grupului de casă, de părtășie. Și acolo s-a produs, practic, eliberarea respectivului, pentru că erau rugăciuni constante, da, întâlniri săptămânale și puterea mai multora în rugăciune poate să te ajute să te elibereze. Și ce mai recomandăm, sigur, este postul. Postul și rugăciunea merg adesea împreună. Am mai observat de asemenea că disciplina dărniciei, implicarea în anumite acțiuni sociale, de binefacere, filantropice, poate ajuta. Pentru că dependența înseamnă că ești egoist, te iubești pe tine, iubești totul pentru plăcerea ta, ai uitat de ceilalți. Și este posibil să mergi invers, să zici, am să încep să mă gândesc la alții, nu la mine. Am să încep să-i ajut pe cei săraci, pe cei orfani, pe cei bolnavi, știu eu, și să te investești în ei. Și cu cât faci lucrul acesta mai mult, cu atât ai mai puțin timp și energie să te gândești la tine. Și te vei concentra pe alții și ajutorarea altora. Și asta s-ar putea să-ți aducă vindecare sau cel puțin să oprească anumite căderea ta. Deci dărnicia poate fi o soluție. Noi mai cerem, soția mea a pomenit despre exercițiile fizice, partea medicală, asta a fost menționată, dar ce am mai întâlnit și în istoria bisericii, în marile treziri spirituale, începând și apoi și în alte mișcări, au fost noi legăminte. Noile legăminte pe care le fac unii credincioși la un moment dat în viață. Că noi ne-am botezat, suntem așa, dar avem problemele noastre, dependențele noastre și uneori când aceste dependențe sunt deja aproape universale, deci le găsești peste tot, există inițiative de a încheia noi legăminte. De exemplu, legământul de abstinență a tinerilor înainte de căsătorie. Să nu aibă relații sexuale înainte de căsătorie. Această mișcare a fost foarte puternică în Statele Unite cu ani în urmă, dar a adunat milioane de tineri care au făcut legământul de abstinență. Da? Sau legăminte noi în familia ta, da? Sau între prieteni, ca să vă ajutați unii pe alții, când știți că un prieten are astfel de probleme, știu, cu alcoolul, să zicem, sau, Doamne fer, cu drogurile, sau cu jocurile pe computer, sau cu jocurile de noroc. Trebuie mai mulți să ajute, să intervină. Și asta e ca un legământ. Uite, facem un nou legământ, mai mulți împreună.
Da, bun. Ați înțeles ideea. Și evident, noi credem în asistența și puterea Duhului Dumnezeu. Dumnezeu ne-a promis că nu există ispită care să nu poată fi biruită împreună cu încercarea sau ispită care vine. Dumnezeu a pregătit și mijlocul să ieși din ea. Deci nu există scuze de genul n-am avut ce face, eu sunt o victimă. Nu. Ai făcut o alegere. Au urmat consecințele, așa cum ați auzit și la nivel mental, sunt niște etape. Și nu știu unde ești astăzi, la ora actuală, acolo, dar trebuie să recunoști că ai o problemă, trebuie să mergi la sursă, să o depistezi, să ceri ajutorul ca să scapi. Dacă e pe linie medicală, du-te la un serviciu care cu creștini. Există așa ceva. Iar și eu, ca păstor, am întâmpinat niște situații foarte grele. Creștini care au vrut eliminarea de anumite dependențe și eu nu i-am putut prea mult ajuta, i-am trimis la niște psihoterapeuți creștini care stau cu ei, îi ajută. Da. Deci am avut mai mult pe cazul de tine cu dependență de pornografie, care i-au dus pe unii băieți la inclinații homosexuale. Și recunosc că a fost foarte greu să gestionez. Și atunci am cerut ajutorul cuiva să vedem că acesta eliberare, acesta, procesul acesta de ieșire de sub dependență, uneori durează luni, ani poate. Cineva trebuie să dea supraveghere să fie acolo. Deci cere ajutor. Este posibil lucrul acesta. Ar fi bine să ai un mentor, femeile, să aveți pe cineva, femei matură în biserică cu care să puteți discuta liber, bărbații, aveți la fel bărbați maturi în biserică și mai nou, încurajez și eu, familii mentor. Dacă problema e de familia ta, atunci să aveți și în biserică familii mentor care să preia anumite familii cu probleme. Într-o zi a venit la mine o familie în care ea a vorbit mai mult, și el era acolo prezent și mi-a spus, frate, zice, uite-te la el. E dependent de jocul de noroc. Deci cum primește salariul, cum joacă pe internet, poker și se duc banii casei, zice, nu mai avem mâncare, zice, suntem într-o situație groaznică. El stătea acolo cu capul plecat, recunoștea că asta e problema, soția nu l-a părât, ci a ajuns într-o situație disperată, care afecta viața familiei, echilibru, sănătatea lor. Pentru situații excepționale, trebuie să iei măsuri excepționale. Ei, și ea a zis, ajută-ne frate, fă ceva, zice că suntem la limită. Și el era acolo neputincios, soția a încercat să-l ajute și nu a reușit. Da? Și ce le-am sugerat a fost imediat o familie din biserică matură care să îi preia și să stea cu ei. Mai mult de vorbă, să vadă, să gestioneze lucrurile. Deci există și mentorare prin familie. Bun, acestea fiind zise, sper să luați, să fi luat lucruri bune, expozitive. Încercăm să vă răspundem la întrebări, dar nu garantăm că putem răspunde la toate. Da? Acum, mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Partea de întrebări e începută cu câteva observații, probabil din perspectiva pastorală. Ce putem face să ocolim două conjuncturi care duc de obicei la adâncirea dependențelor? Prima este singurătatea. În context de biserică, în context creștin, ce putem face ca să ocolim singurătatea care, din observații, are potențialul de a adânci dependența? Și un alt aspect, ce putem face ca să nu credem că noi suntem ultima măsură a lucrurilor și noi știm mai bine și nimeni nu ne poate învăța pe noi, pentru că noi știm mai bine și ne dă falsa,
falsul sentiment că noi suntem în control, că nu avem de fapt nicio problemă, pentru că noi știm mai bine și nimeni nu știe mai bine decât noi. Da, răspund la ultima, o las pe Tatiana la prima, dar asta cu autosugestia, cu autoprotecția, automăgulirea, că așa se poate și victimizare, lua forma victimizării sau... eu cred că sursa la această problemă este mândria, iubirea de sine, punerea omului în centru, ceea ce e foarte greu de schimbat. Și de aceea avem dificultăți și în pastorală cu oameni care nu recunosc, care nu cer ajutorul, care mereu se victimizează, dar poate că e o problemă de subcultură sau de incultură și spirituală, iertați-mă, că am crescut într-un mediu în care ți-e rușine să recunoști că ai astfel de probleme. Dar e din cauza orgoliului sau a educației greșite sau unor pastori triumfaliști, care numai triumfaliști vorbesc, totul se poate, ei vindecă, ei rezolvă tot, dar nu atinge pe nimeni. Numai te duci așa, ca și cum ai făcut un duș rece, să zicem, dar când ieși afară, vezi că ești același. Deci aceste predici triumfaliste, positive thinking, da? Cu gândire numai pozitivă, care nu atinge problema de fond a păcatului și a egoismului nostru, sigur că nu rezolvă problema. Deci, ce soluție ar fi? Cred că ar trebui noi, și ca predicatori, să vorbim mai des despre păcat și să vorbim mai des despre despre mândrie, da? Care e în fruntea păcatelor capitale, apropo, așa, și care din el decurg, din mândrie decurg toate celelalte. Poate de asemenea că ar trebui să vorbim mai des și să predicăm mai des despre atributele lui Dumnezeu. Noi avem impresia că oamenii cunosc cine e Dumnezeul nostru și de aceea unii îl tratează pe Dumnezeu superficial și nu iau în serios starea lor. Pentru că nu înțeleg, de exemplu, că Dumnezeu este sfânt. Că Dumnezeu este atot prezent. Numai, gândește-te numai la această învățătură. Dacă tu crezi cu adevărat că Dumnezeu e atot prezent, n-ai mai face multe lucruri când nu te vede nimeni. Pentru că dependenții, cum spunea și Tatiana, sunt cei care se ascund, acoperă, fug de contact, de confruntare. Și atunci cu cine rămâne? Cu el însuși, cu singurătatea. Da, și acolo singur poți să spui orice. Deci cel puțin aceste soluții ar trebui să ne rămâne nouă în sarcea, spun, acum vorbesc din perspectiva unui predicator și a bisericii în general. Da. Sunt foarte mulți oameni singuri și sunt oameni singuri în bisericile noastre, din păcate. Sunt tinere necăsătorite, sunt femei văduve, sunt bărbați singuri fără familie și sunt la risc nu doar să devină dependenți de un comportament sau de o substanță, și sunt și la risc de a face depresie sau alte boli, la risc de a-și lua viața chiar. Și referindu-mă acum la oamenii singuri din biserică, eu cred că este responsabilitatea comunității să aibă grijă de ei. Adică este de neconceput ca un om să rămână singur odată ce este face parte dintr-o biserică și nu e suficient să dai mâna cu el duminică dimineața și să-l întrebi ce mai faci, ești bine? Și el o zică, da, sunt bine. Ok, gata, am rezolvat. Eu cred că oamenii singuri trebuie să fie unul din grupurile țintă ca să fie ajutați și să se prevină astfel de riscuri, inclusiv de dependență. Grupurile de casă, includeți și oameni singuri, faceți întâlniri speciale. Poate că sunt oameni care sunt mai empatici, sunt mai comunicativi. Dezvoltați-vă darul ăsta și îndreptați-l spre oamenii singuri care nu îndrăznesc să deschidă gura, care se simt stigmatizați.
care au poate probleme și nu au cu cine să le discute măcar. Deci eu cred că singurătatea este o problemă a bisericii și există soluții de gestionare a ei. Pot să stau și eu jos, nu? Ați spus că dependența este cumva determinată de suma alegerilor noastre și aici mă refer la, probabil că v-ați referit la factorii care sunt, care țin de controlul nostru. În același timp, cred că ceea ce nu am auzit menționat, dar cumva anumite științe spun, există acei factori care nu țin de controlul nostru, și anume circumstanțele în care cineva se naște, mediul în care crește, abuzurile, traumele, influențele din copilăria lui, această, hai să o numim, cauză remotă, cum ați menționat, în ce măsură este determinantă pentru o persoană care să, ca să devină dependentă într-o anumită direcție. Acești factori care nu țin de controlul lui, ci mai degrabă sunt factori care nu țin de el. Pot să spun eu înainte să spună Emil ceva? N-am apucat să spun, sigur că nu ne naștem dependenți, nu ne naștem cu pecetea asta în frunte că vom face o dependență. Mediul, traumele, educația sunt factori favorizanți pentru apariția unei dependențe. Se moștenește de la părinți o predispoziție, de exemplu, pentru alcool, dar asta nu înseamnă că automat copilul va fi alcoolic dacă tatăl a fost, poate chiar dimpotrivă e vaccinat cu împotriva alcoolismului, pentru că l-a văzut pe tată alcoolic. Anumite tipologii, tipuri de personalitate sunt mai predispuse la dependențe și asta iară n-ai cum să o influențezi, că asta e personalitatea ta, care sunt mai înclinate spre răsplata imediată, spre plăcerea imediată. Sigur că ei vor avea risc mai mare de a face dependență, dar nu putem vorbi de factori imuabili, adică cu certitudine un om care a crescut într-un mediu violent sau cu părinți alcoolici va ajunge în mod obligatoriu. Sigur că riscul este mult mai mare la un astfel de om decât la cineva care nu a crescut, care crește într-un mediu normal, echilibrat. Din punct de vedere pastoral, am avut astfel de situații și sigur, parcă și noi tratăm, ne raportăm la astfel de situații diferit decât la cazurile evidente, normale, să zicem. Nu este o scuză pentru nimeni că a căzut într-un păcat sau este într-o dependență. Dar ceea ce ar trebui să facem și eu am încercat în cât am putut în pastorala mea este să îl conștientizez pe omul respectiv că da, are niște minusuri, are niște elemente defavorizante și să înțeleagă că ceea ce face el e posibil să fi venit și din afară. Și atunci și raportarea la el, încercarea de a-l ajuta, suferă niște schimbări. Altfel te raportezi la el. Am avut, mai ales cu bărbații, ce spunea Tatiana, cazul de alcoolism, care tineri care au intrat în biserică, dar e clar că se lupteau încă și după ce s-au botezat. Mi-am mărturisit că mai cad în patima asta și când le asculți povestea, vezi că se duce în familie, se duce la mai mulți din casă și atunci
modul în care îl ajut, mă raportez, petrec timp, e diferit decât altcineva care un băiat care e dependent de jocuri și știu, părinții n-au fost atenți la viața lui, nici nu i-au păsat de, de viața băiatului lor și vezi că o ia razna. E situații diferite. Nu acord circumstanțe, cum să spun, spirituale ca să-l justific, dar modul în care îl consiliez, îl ajut, suferă schimbări evidente. Aici vorbim de cazul destul de rare. Dar dacă iată am pomenit despre părinți și copii, poate că astăzi ar trebui să deja să vedem, să punem în aceeași categorie părinții care nu supraveghează copiii și care foarte devreme devin dependenți de tehnologie. Când de la 2-3 anișori îi pui ecranul în față și copilul stă cu minte și tu ai, ești satisfăcută ca mamă că a, uite, vezi ce deșteaptă sunt, uite că am găsit soluția. Și în timp, în câțiva ani de zile, vezi că copilul tău nu mai poate fără ecran și începe să aibă boli specifice, să nu poată să facă față la școală, să aibă tot felul de probleme, să fie contactat pe internet de tot felul de oameni răi și nu mai poți controla lucrurile acestea, atunci cine-i de vină? Da? Deci circumstanțele astăzi, vedeți, se mută în altă parte. Pot intra chiar și acestea, nesupravegherea, lipsa de atenție dată educației copilului, prezenței părintelui în viața copilului, poate intra exact în categoria aceasta, ceea ce cândva nici nu se concepea. Iată că se înmulțesc și astfel de situații. Deci, da, există influențe. Acum mărturisesc și eu. Și noi mărturisim. Tatiana, zic, are... ca medic într-o școală are 2500 de elevi și vede de la generație la generație ce se întâmplă și cum se comportă copiii aceștia. De la așa, din 5 în 5 ani aproape, schimbările sunt evidente. Ne e foarte greu să mai găsim soluții. Ne e foarte greu să mai ne raportăm, de aceea începem și noi, când mă privește pe mine ca păstor, de exemplu, să apelez la oameni specializați. Ne depășesc anumite situații, am și dat exemple. De aceea va trebui, chiar și în zona aceasta a soluțiilor, a ajutorării, a consilierii, să investiți și voi ca biserică și să aveți cât mai mulți oameni pregătiți pe diverse sectoare. Pentru că una, într-un fel, tratez un dependent, altfel tratez un depresiv, nu? Și alte categorii. Deci se mulțesc aceste situații noi. Eu, fiind așa un păstor mai în vârstă, așa, mi-amintesc de primii mei ani de pastorală. Da, aveam noi probleme de genul acesta, când tehnologia nu era prezentă. Erau alte tipuri așa de probleme și dacă aș fi nominalizat o dependență, atunci era alcoolul foarte mult. Dar astăzi, deja alcoolul scade cumva în procente față de ce se întâmplă cu alte dependențe care deja au invadat. Ei, odată cu aceste dependențe noi, trebuie să ținem pasul și să găsim soluții noi, consilieri noi, oameni care să ne ajute să priceapă viața și cu ce se mănâncă. Am avut situații în care n-am putut răspunde. Și asta, vedeți, cu inteligența artificială, ce vine peste noi, da? Nu știu câți am fi pregătiți să facem față la ce va urma de acum înainte, cu fake news-urile, că nu știi care e realitatea, știrea bună, știrea rea și poate să afecteze chiar viața unei biserici. Deci va trebui să ne educăm și noi. Pregătire, poate că asta e soluția finală, să fim mai creativi
să investim mai mult în a preveni și pregăti astfel de situații. Mai putem lua una sau două întrebări? Ați pomenit la punctul 2 al prelegerii despre dependențe, mă rog, sunt cauzate de demoni. Și ați pomenit la un moment dat, așa întreagă, despre trei nivele, trei stadii. Influență, apăsare și posesiune demonică. Ați putea puțin să dezvoltați, sau dacă, care e principala deosebire între influență și apăsare? Păi, influența include apăsarea. Am spus că această influență poate veni prin ispitire directă uneori și poate veni prin apăsare sau prin posesiune. Deci foarte rar, cred că vorbim despre posesiune. De aceea și în Biblie sunt foarte rare aceste cazuri și nu transform orice tip de dependență în posesiune. Dar în cazul al doilea, deci când influența demonică vine prin acea apăsare pe care o trăiești, da? Zic, o poți resimți și la nivelul trupului și psihicului, de așa și a trupului. Aici ai lucru sensibil. Întrebarea este bună, pentru că are multe ramificații, că unii interpretează că orice boală, orice suferință fizică ar avea în spate un demon. Eu nu cred lucrul acesta. Eu cred că există boli. Boala e boală, da? Dar Pavel amintește totuși, face o oarecare legătură între un anumit tip de prezență demonică, dacă vreți. Și resimțită la nivelul fizic. Cum trăiesc anumiți oameni acest lucru, e greu de cuantificat, de analizat, dar am auzit astfel de mărturii chiar și în zilele noastre. Credincioși care au trăit acea apăsare, dar au recunoscut-o. Interesant că un credincios recunoaște astfel de prezențe străine, chiar în trup, da? Sau sufletește vorbind. Și asta este important, că un creștin, chiar dacă este atacat de anumite stări de acestea, le recunoaște și nu capitulează, ci caută să se lupte, caută să învingă, pentru că a recunoaște un atac demonic e un prim pas în biruința lui, în biruirea lui acestei stări. Dar iarăși, foarte rar, eu personal, de exemplu, n-am avut niciodată o astfel de stare, dacă mă întreb pe mine. Am văzut la alții, am citit, am auzit mărturii, așa, unii exagerează, nu știu să explice alții. Alții preiau de la limbaj și din alte părți. Unii numai vor așa să se audă pe ei sau să se scoată în evidență, dar foarte rar cred că putem vorbi despre așa ceva. Și când anume? Deci, uite, în cazul apostolului Pavel, el a resimțit în trupul lui, da? Dar era în timpul lucrării, era într-o misiune, era în mijlocul lucrării lui Dumnezeu. Și aici e punctul meu, că în Biblie, când mă uit la atacurile demonice, în majoritatea cazurilor, marea majoritate, da, atacurile acestei demonice vin ca să pericliteze, să pune în pericol, să oprească lucrarea lui Dumnezeu. Dar eu ce aud de la unii și de la alții este că n-are nicio legătură cu lucrarea lui Dumnezeu, ci așa au avut el așa o simțire, o ceva, o... Nu. Pe mine mă interesează dacă atacul acela, dacă ce ai trăit tu, are de a face cu lucrarea lui Dumnezeu, nu cu tine. Da? Nu cu tine. Deci așa citesc eu Noul Testament. Chiar și lucrarea lui Iisus Hristos. Uitați-vă și veți vedea când Iisus Hristos confruntă demonii, când vreau să oprească lucrarea lui Dumnezeu. Și la fel este și la Pavel. Și cu vrăjitorii, care sunt mai în două, trei cazuri
sunt în Faptele Apostolilor, când anumite lucrări ale răului încercau să oprească lucrarea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Atunci le dăm atenție. La celălalt eu nu prea dau atenție. Mă duc, îi rog pe aceștia să se verifice întâi la mai multe paliere. Așa, nu să orice trăire tu să o pui pe seama atacului demonic. Nu, s-ar putea să nu fi dormit bine. Cine știe ce ai mâncat, la ce film te-ai uitat, nu? Cât ai stat pe internet, da? Ce relații stricate ai și așa mai departe. Deci, nu trebuie, cum spuneam, să facem greșeala aceasta, să îi dăm prea mult credit celui rău. Nu, nu merită oricum lucrul acesta. Un creștin nu face această greșeală. El trăiește în puterea Duhului, are cuvântul lui Dumnezeu și foarte rar are de a face cu cel rău. Și când sunt astfel de situații, nici și Pavel încurajează să nu luptați singuri. Da? Nu luptați singuri. Aș analiza mai multe texte aici, dar e suficient ce am spus. Eu și avea o întrebare referitoare la procesul de mentorare de care spuneați. Cine din biserică ar trebui să fie implicat în acest proces și ce, nu știu, formare ar trebui să aibă persoana care mentorează o persoană care are dependență? Asta e prima parte. Și în a doua parte, dacă există un pericol al codependenței, adică vrei să ajuți pe cineva și te trezești că-i preiei comportamentul și faci aceleași lucruri ca să-l ajuți. Și ce-i de făcut într-o astfel de situație? Mulțumesc! Da, nu vrei să mă ajuți, așa-i? Dar păi de ce te-am adus pe aici? Așa se zice în Bihor. Da, eu ca păstor, evident, și colegii mei, Adi și alții, Răzvan, avem multe experiențe în mentorare, de diverse feluri. Pentru că mentorarea asta înseamnă să asculți pe cineva în vederea ajutorării lui, a ieșirii dintr-un impas. Și experiența pe care o avem, cuvântul lui Dumnezeu pe care îl citim, se mai apropie de el, știu eu, pot fi un plus. Deci, există mai multe tipuri de mentorare. Există mentorarea, să zicem, spontană, de la distanță, cum ar veni pentru un cazuri unice. Bun, cineva într-o situație dificilă îmi cere ajutorul să-i dau un sfat. Ai o mentorare, dar s-a încheiat acolo. Dar există și mentorare, nu vorbesc acum despre toate tipurile de mentorare, dar un tip de mentorare pe care îl aplicăm mai des este mentorarea pe termen lung, mentorarea, să zicem, constantă, supravegheată pentru o situație dificilă, pentru mai mult timp. Poate dura săptămâni, luni, ani de zile. Această mentorare nu este simplă, nu oricine este calificat pentru aceasta. Și nu-i simplu de făcut, mai ales pentru cei care sunt foarte implicați în alte lucrări. De aceea ar trebui ca bisericile să aibă câțiva mentori, bărbați sau femei, maturi în credință, care să înțeleagă și să respecte principiul confidențialității, adică ce aud, ce ascult, să nu dea mai departe, tot să aibă încredere în acești oameni. Da? Ar trebui ca aceștia să fie oameni cu un bun nume, dar să fie susținuți de întreaga comunitate. Și de ce spun asta? Pentru că i-am avut și așa jenanta situație în care din biserica pe care eu păstoream se duceau la alt păstor că ăla știa mai bine, care
nu era deloc calificat respectivul și sfaturile pe care le-a primit au fost foarte greșite. Dar au vrut probabil să se justifice în ceva. Deci îți trebuie un anumit tip de încredere în mentorul tău. Și să fie un om smerit și să recunoască că în anumite domenii nu se pricepe. Dacă nu te pricepi la anumite boli, la anumite situații, nu-ți asumi niște sfaturi când nu te pricepi la ele. Deci sunt mai multe condiții pentru un mentor. Și a doua parte, mă ajuți aici, da? Adică eu văd mentorarea mai mult pe plan spiritual și pe plan terapeutic, psihoterapeutic. Eu cred că un dependent are nevoie de psihoterapie. Și asta ar preveni și apariția codependenței, pentru că psihoterapeutul știe ce face și este mult mai competent și riscul de a face greșeli este mult mai mic. Deci psihoterapia trebuie să meargă mână-mână cu consilierea spirituală și mentorul are rolul de a-l susține pe toate celelalte planuri, dar eu susțin importanța intervenției specialistului psihoterapeut pe dependențe, că nu e scăpare altfel. Sunt modificări la nivelul creierului și cred că cele două merg mână-mână, partea spirituală și partea psihologică. Și acum, slavă Domnului, avem psihoterapeuți creștini care intervin altfel, din altă perspectivă decât psihoterapeuții profani. Cât privește psihoterapeuții, și eu am o regulă ca păstor, nu recomand pe oricine. Recomand pe cei pe care eu îi cunosc, le explic întâi situația și apoi ei preiau cazul respectiv să ajute. Urmăresc și eu, ca păstor, să văd unde se duc, în ce direcție se duce, iau pulsul din când în când, dar am puține surse aici. Deci nu avem foarte mulți, noi locuim la Timișoara. Nu știu, poate avem 3-4 psihoterapeuți pe care noi îi cunoaștem și îi putem recomanda. Unii sunt cu mai multă experiență, alții cu mai puțină experiență, dar ca păstor dublez această experiență a consilierii de specialitate, urmăresc și să văd cum evoluează totul. Și un psihoterapeut creștin poate greși în anumite situații, să se bage el în domenii care nu-l privesc sau ea, în domeniul la care nu se pricep. Și să inoculeze în mintea credinciosului lucruri de care nu mai poate scăpa și atunci ai alte probleme. Nu e deloc simplă această soluție, dar noi avem experiențe bune până acum și ne-au ajutat. Mai rar, dar poate funcționa. Și de aceea și voi aici aveți posibilități, mă gândesc că știe păstorii voștri să vă îndrume spre cineva care e de încredere, matur. Știu că există și pregătire. Există cursuri de pregătire, nu știu, ați făcut cu ACCR-ul, Asociația Consiliilor Creștini din România. Ați trimis, da. Aceștia vor câștiga experiență, au materiale, încet, încet se vor forma ei. Și deja au biserică, așa cum avem, uitați-vă, tehnicienii noștri. Da? Așa cum avem muzicienii noștri, care așa vom avea și consilierii noștri. Această idee, să știți că nu e prea populară în anumite biserici. Și unii mă contestă. Eu am mai vocalizat lucrul acesta, că trebuie să ne pregătim, trebuie să investim în zona asta. Ba, ce ne trebuie nouă? Noi avem Wi-Fi, nu știu ce pe acolo. Eu înțeleg, dar în cazurile concrete, când e vorba chiar de viața unui om, nu lucrezi superficial. Da? Și tocmai de aceea, în vremurile acestea, cu schimbarea mediului, da?
a stilului de viață, trebuie să avem și noi specialiștii noștri pregătiți pentru aceste vremuri. Asta înseamnă biserica să știe în ce vremuri trăiește și datoria noastră să o facem pentru generația noastră. Cei care vor veni după noi o să aibă alte situații, alte complicații și lăsăm la vremea lor să discearnă ce au nevoie. Doar ca și o completare scurtă la răspuns, noi ca și biserică, ca și partea de pastorație a bisericii, avem un principiu să facem distinție între nevoia de consiliere imediată, dacă este urgență, cum ne putem ocupa de aspectul imediat, care constituie urgența, și apoi nu avem nici cea mai mică problemă să îi îndrumăm pe oameni, fie că e vorba de o consiliere psihologică, de familie sau așa mai departe, să meargă spre specialiști. Încercăm să-i ocolim în partea de mentorație pe cei care intră în două categorii. Prima, abia așteaptă să devină mentorii cuiva, fugiți de astfel de oameni, și doi, fugiți de oamenii care nu pot recunoaște că au limite, de oamenii care cred că pe absolut toate le pot, dă-l pe mâna mea că rezolv eu în absolut orice aspect, ocolim astfel de mentorație. Și ca să întăresc ceea ce spun, partea cu mentorație este atât de dificilă încât încercăm după atâția ani de slujire să-i dăm de capăt și să-i găsim răspunsuri. Aș vrea să le mulțumim încă o dată și apoi să mulțumim Domnului pentru o zi extraordinară, nu doar pentru o seară cu folos, a fost o zi, îl întrebam înainte pe Răzvan, așa că a fost o seară bună și a fost o zi foarte bună. Și în smerenie, haide să plecăm capul pentru rugăciune. Doamne Dumnezeul nostru, cum ne vom ține curată cărarea? Cum ne vom ține dreaptă cărarea decât lăsând cuvântul Tău să locuiască în noi? Și Te rugăm așa de mult, Doamne, smeriți, învață-ne Tu să trăim după cuvântul Tău. Învață-ne Tu, Doamne, cum să evităm păcatul, învață-ne Tu, Doamne, cum să evităm locurile care ne determină căderea. Dă-ne maturitatea și discernământul de a ști care e voia Ta, și voia Ta e sfințirea noastră și apropierea noastră de Tine și creșterea Domniei și incidenței Domniei lui Hristos peste viețile noastre. Avem nevoie de asta, Doamne. Și Îți mulțumim, Doamne, că Tu poți să ne păzești de orice fel de cădere. Că Tu poți să ne dai și minte sănătoasă și un duh sănătos și alegeri sănătoase după voia Ta, după cuvântul Tău. Crește noi, Doamne, chipul Tău și asta ne va ajuta să trăim liberi, așa cum Tu ne-ai făcut să fim. Mă rog în mod special pentru familia Bartoș, Te rog să-i binecuvintezi Tu, Doamne, Te rog mâna Ta bună să îi ocrotească, Duhul Tău să-i călăuzească și să-i folosească pentru împărăția Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru o seară extraordinară, pentru o zi binecuvântată de Tine. Îți mulțumim că suntem parte, Doamne, din trupul Tău care e viu, care continuă să crească și vrem să avem parte de binecuvântarea asta, Doamne, de a crește după chipul și asemănarea Ta. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin.